Liderii din Uniunea Europeană se reunesc astăzi și mâine la Bruxelles pentru un summit de două zile. Subiectul principal al evenimentului va fi impactul războiului asupra pieței energiei din blocul comunitar și sprijinul pentru Ucraina după atacurile rusești cu rachete și drone soldate cu victime din această săptămână. E de așteptat ca tema reducerii prețurilor la gaze să fie intens discutată astăzi și mâine la Bruxelles, în contextul în care o propunere recentă a Comisiei Europene nu a explicat cum ar putea funcționa plafonarea prețurilor la gaze. Majoritatea țărilor cer o astfel de măsură, în timp ce Olanda și Germania rămân sceptice. Una dintre propunerile prezentate este posibilitatea de a limita prețurile la vânzările angro de gaze numai ca ultimă soluție. Șefii de state și guverne UE urmează să discute de asemenea despre cum pot finanța potențialele măsuri și subvenționări pentru populație și companii, în contextul scumpirilor de energie. Unii comisari europeni și state membre, printre care Italia, vor să combată criza energetică prin măsuri similare cu cele introduse în timpul crizei COVID-19, când țările europene au împrumutat bani colectiv. În afară de prețurile la energie, liderii din Uniunea Europeană ar urma să discute despre sprijinul pentru Ucraina. În mai, Comisia a propus oferirea 9 miliarde de euro în granturi și împrumuturi pentru Ucraina pentru ca administrația civilă să poată funcționa în continuare. Până acum, doar 3 miliarde de euro au fost transferate, ceea ce a dus la apeluri de a îmbunătăți modul în care Ucraina, devastată de război, primește ajutor de la Uniunea Europeană. La summit va fi discutată totodată și relația Uniunii cu China. Provocările legate de drepturile omului și poziția Chinei în economia globală ridică întrebări dificile pentru liderii europene.